Constantin Budescu, îl găsește pe Decar. Dulca primește acceptul lui Marian Barbu să revină pe terenul, șut de la distanță și gol! Tonto gol! Apariția lui Paul Pap este atacul pe care Petrolul îl poartă prin Gicu Grozav, superbă fenta, trece de Corinius și gol! Petrolul fluieră, Covaci, Budescu, șut și gol! Petrolul 1-0 cu Botoșarva. Minutul 43. Gicu Grozav față în față cu Mihai Popa. Gicu Grozav în vinclu. Este 1-1. Prahovenii egalează din lovitanul proieștenilor pentru Irobiso. Pas este cel care spinge Senico. Duacol! Egalează! Și o face pentru că îl vede pe ivorianul Senico. Și un șut bun, gol! Super rezolvare care vine. 48. Budescu e singur, a plecat din poziție corectă, vine cu centrarea care arată bine, gol! 2-0 pentru... Nimente sunt acest weekend, dar iată contraatacul Petrolului Irobiso pentru Dua, centrare pe jos, Țicu, gol! Lupi reușește... CSB, meci acasă cu CSU Craiova și apoi deplasare la Pitești. Budescu o pasă în careu de 16 metri. Gol! Petrolul! Bratu și bucurie! Cu Dua, dar fără să arate cine știe ce. El șutează, gol! Marchează Purtici! Un fotbalist constant, acum când Irobiso reușește să recupereze, o face regulamentar, vine cu pasa pentru Jair, poate cerca lobul, șut și gol! Pentru Petrolul Ploiești, minute în echipul regulamentar al primului act, 1-0, Jair a marcat în minutul 16, Budescu pe 3 metri și este intervenția lui Letița, se cere însă gol! N-avem gol la Etegnor. Ei, vă reamintim, Cătălin Căbuz, el va încerca să apere lovitura de 11 metri. Cicu Grozav, șut și gol! Petrolul deschide scorul în meciul cu Chindia. Arbitru Ișvan Covaci, mai aproape de fază, dă corner pentru Petrolul și gol! Irobiso! Este centrarea. Da, trece. Este centrarea. Măzărache. Centrare pentru Grozav! Ce zici că am întrebat de el? Grozav! Ultima fază. Maez, gol! Barcu Maez! Înscrie! Oh, cadou! Și 2-0. 0. Ce greșeală! Joiu este asistul curii. Jair față în față cu Iacob. Jair trage, Jair, gol! 1-0 Petrolul. Minge deviată pentru Irobiso, scapă Irobiso. Irobiso și gol! 2-0. Sucoteală care ar fi făcut, ar fi contat foarte mult la voluntari. Aici este în poartă! În poartă este șut pe care... Irobiso. Cu noroc, mingea sare la Grozav. Ocazie importantă din nou. Și gol fabulos marcat de Gicu Grozav. Trimite în vinclul porții lui Straton. Budescu, Budescu impecabil. 2-0 pentru Petrolul. Bratu. Bătut bine Bratu, Huja scoate acum, gol, gol, gol pentru Petrolul, marchează Irobiso. Chiar în fața galeriei lupilor, centrarea este cu dreptul, Tamaș, gol, gol Petrolul, Gabi Tamaș. Se va executa în exterior, multă mișcare în careul lui Hermannstadt și gol! Nu reușește Irobiso să înscrie. Lovitură de cap, e foarte bună intervenția și înscrie Irobiso. Fază fixă, fructificată de Petru. De Țicu. Centrează Țicu, lung,
Irobiso întoarce fața porții și intră cu mingea în poartă. Grozav, foarte bună fază. Va pune probleme atât Chindiei cât și Petrolului. Deocamdată Vali Țicu centrează, este prima ocazie de gol și este gol! La prima... Celea nu are susținerea necesară, era destul de departe Doru Popadiuc. Petrolul cu gol! Eurogol! Lucian Dumitri... Nici nu știi dacă vei putea să faci diferența, atenție! Este gol! 3-2, Petrolul a trebuit să fie Cravaș în această fază, probabil că va șuta Jair Tavares. Jair șutează pe din gol! Dribling frumos apare, Gicu Grozav, Grozav în colțul care Grozav își pune mingea pe dreptul, trage, gol! Respins, vine din spate foarte bine Huja, trece elegant de un adversar, Marian Huja și este gol! Am intrat în ultima jumătate de oră, minge care este prins în poartă, gol! Ia să vedem aici centrare, balon respins pentru golul marcat de Dua! Ivorianul venit la Petrolul înscrie minutul 89, 1-0. Ia să revingea puțin cam mult, dar iese de o pasă aici la Irobison, apoi la Grozav. O frumusețe de gol reușită a Petrolului cu 5-6 minute înainte de pauză. Faza este de o frumusețe rară pentru campionatul nostru.